O să vă spun că în această perioadă foarte intensă în care noi am lucrat de 3 săptămâni, deci am făcut spectacol în 3 săptămâni și poate 2-3 zile, am fost cu toții... Și o zi. Am fost cu toții o echipă foarte, foarte adunată. Am avut decorul, un lucru extraordinar, din prima zi de repetiție și asta... Experiența de aici, de la Constanța, cu Ursul, demonstrează, cred eu, vorbeam și la București cu oameni de teatru importanți, demonstrează că în România se poate, dacă ai o echipă serioasă, se poate lucra într-un ritm alert, intens, profesionist, pe un proiect bine consolidat. Și exemplul de aici ne arată că nu trebuie să o lungești luni de zile într-o atmosferă boemo, poetico, neprofesionistă, ci poți să te aduni o echipă, repet, de oameni care știu ce vor și să realizezi un spectacol la un anumit nivel și care impune, sper, în comunitatea respectivă, în cazul de față Constanța, un standard de profesionalism, cel puțin. Eu cred că veți asista la un spectacol care cu siguranță, și asta o spun și fără, las și modestia la o parte, care cu siguranță va plăcea. E un spectacol, ce se cheamă un spectacol frumos. Eu așa zic despre spectacolul nostru, e un spectacol frumos. Am văzut la Sfântul Gheorghe, în orașul Sfântul Gheorghe, un spectacol al lui Andrei Șerban, și am fost întrebat dacă mi-a plăcut și am spus, e cel mai frumos spectacol pe care l-am văzut în viața mea. Frumos! Adică pare banal, așa spune, un spectacol frumos. Dar pentru mine frumos înseamnă foarte mult. Și cred că aici noi am reușit să facem un spectacol frumos, care cu siguranță o să placă, o să sensibilizeze, o să îi facă pe oameni, dacă nu se râdă în hohote, măcar să zâmbească, pentru că în secolul 21 nu ne mai hăim ca în secolul 19. Nici măcar ca... Și mai tare. Nici măcar ca în secolul... nu știu, eu n-am întâlnit. Nici măcar ca... Vorbesc la teatru. Nici măcar ca în mijlocul secolului 20. Acum, lumea e mai reținută, foarte rar... Cum să zic, trebuie să fie o comedie bufă ca oamenii să râdă în... A fost prima invitație venită din partea Constanței după 18 ani de pribegie, aș putea spune. Și am avut enorm de mari emoții ca să revin acasă. Acasă în sensul... Teatral. Teatral, da. Și ce pot să spun, că am lucrat cu o mare, mare bucurie și dedicație, cum fac de obicei, dar aici a fost o bucurie că dăruiam ceva locului de unde m-am întors și dăruiam un fel de omagiu a tuturor anilor pe care eu i-am petrecut și în care m-am acumulat. Și aici am vrut cumva să dăruiesc foarte sincer ceva din mine și din atmosfera asta dobrogeană pe care eu o port cu mine și nu lucrurile care mergeau din ce în ce mai prost în unele direcții. Puțin lume știe că jucați cu sări pline și la Constanța. Vă motivează acest lucru să aduceți și alți actori și regizori mari în toate spectacole? Bineînțeles, dar... Nu numai pentru că sunt sălile pline, ci pentru diversitatea ofertei culturale, pentru a da mai multă dinamică spectacolelor. Sunt de părere că trebuie să avem invitații și din alte orașe, atât actori, bine, la regizor, scenografie, ceva firesc, dar... cred că este un punct în plus să ai invitații, actori, nume importante, cum este Marius Bodochi, în spectacolele teatrului. Gata. Doamnă, vă caută cineva. Vreau să vă vadă.
Păi nu i-ai spus că de când mi-a murit soțul nu primesc pe nimeni? I-am spus, dar nu vrea să înțeleagă, spune că este urgent. Nu primesc pe nimeni! I-am spus, doamnă, numai că în jur a dat buzna asupra gelie, e deja în casă. Bine, zi să intre. Am înțeles. Ce bădărani sunt oamenii ăștia! Dar ce vor de la mine? De ce îmi tulbură liniștea? Se pare că nu există altă soluție. O să intru la mănăstire. La mănăstire. Da, Nicola, la mănăstire! Împitule! Ce se mai place să te întâlnești? Gura! Măcarule! Stimată doamnă, am onoarea să vă prezint. Sub locotenent de artilerie în rezervă, Grigori Stepanovic Smirnov, om de afaceri. Sunt nevoit să vă deranjez cu o treabă extrem de urgentă. Ce doriți? Răposatul dumneavoastră, soț, pe care am avut onoarea să-l cunosc, mi-a rămas dator, în baza unor scrisori de credit, 1200 de ruble. Și fiindcă mâine eu trebuie să plătesc dobânda la creditul de la Banca Agricolă, v-aș ruga să-mi plătiți acești bani chiar azi. 1200? Și pentru ce v-a rămas dator soțul meu? Cumpăra o văză de la mine. Luca! Da, doamna? Să nu îi să spui să-i dea o porție dublă de ovăz lui Tobi. Am înțeles. Dacă soțul meu v-a rămas dator, firește că am să vă plătesc. Dar acum nu am bani disponibili. Poi mâine însă, când se va întoarce administratorul meu din oraș, o să-i spun să vă plătească suma cuvenită. Acum nu vă pot îndeplini dorința. În afară de asta, astăzi se împlinesc exact 7 luni de când mi-a murit soțul și am o asemenea stare încât nu sunt dispusă ca să mă ocup de chestiuni financiare. Iar eu am la ora asta așa o stare că dacă mâine nu plătesc dobânda, s-ar putea să dau un faliment cât mine de mare. O să-mi iau banca toate proprietățile. Poi mâine o să vă primiți bani. Eu am nevoie de bani azi, nu poi mâine. Îmi pare rău, dar astăzi nu am cum să vi dau. Iar eu nu pot aștepta până poi mâine. Păi ce vreți să fac dacă nu iau? Deci, nu mi-i puteți da? Nu pot. E ultimul nostru cuvânt? Da, ultimul. Chiar ultimul, sunteți sigură? Absolut sigură. O să țin minte. Frumoasă poveste. Aceasta a avut loc o premieră extraordinară, surprinzătoare, o punere în scenă surprinzătoare cu o scenografie extrem de agreabilă și foarte fresh, așa, la gen Wes Anderson, Grand Hotel Budapest, o interpretare de excepție și toate acestea au concurat la o seară extrem de agreabilă pentru Constanțeni. Mă bucur să văd că e sala plină. Sper că această premieră să nască un val de spectatori, pentru că sunt convins că atât cronicile pe care dumneavoastră le realizați, cât și cea mai tradițională metodă de marketing din gură în gură vor reuși să aducă Constanțenii spre Teatrul de Stat. Sunt convins că pe lângă ținuta înaltă, oamenii vor descoperi ușor-ușor și micile upgrade-uri care s-au adus, micile îmbunătățiri care s-au adus față de scenariul inițial. Aici fac referire la o coloană sonoră extrem de bine adecvată și, de asemenea, adaptarea la limbajul contemporan al replicilor, pentru că nu cred că Cehov tocmai spunea pe bune. Una peste alta o premieră de excepție și sunt mândru că în inima orașului nostru, iată, începe să bată și artera sau aorta care ne aduce cultura. Excepțională piesa. Aș vedea-o și aș revedea-o
ori de câte ori ar mai fi montată la Constanța, eu mă bucur să văd piese de calitate, mă bucur să văd că viața culturală reînvie la Constanța, pentru că este nevoie de cultură. Și pe lângă spectacolul foarte bun, chiar dacă la început aveam oarecare temere că nu se va umple sala, am văzut sala plină, oamenii mulțumiți, în picioare sala a aplaudat, este proba faptului că spectacolul a fost foarte bun și că, în sfârșit, cultura reînvie în Constanța.